Peste 15.000 de angajați din mai mult de 1.000 de subunități poștale au declanșat joi 27 octombrie proteste în toată țara, fiind nemulțumiți de salarizarea din sistem și de condițiile de muncă. Poștașii din Alba Iulia s-au alăturat și ei protestului. După 3 zile în care activitatea a fost afectată, protestul s-a încheiat pentru că sindicaliștii au ajuns la un consens cu superiorii lor. În cadrul negocierilor s-a convenit acordarea de tichete de masă la valoarea nominală a tichetului de 11,50 de lei pe zi față de valoarea actuală de 9 lei după intrarea în vigoare a actului normativ care prevede majorarea valorii nominale a tichetelor de masă. Suplimentar, s-a stabilit acordarea unei creșteri salariale de 80 de lei brut. Ca urmare a celor convenite luni între conducerea Poștei Române și partenerii sociali, conflictul de muncă va înceta, iar activitatea poștală va reveni la normal. Conducerea Poștei Române a afirmat vineri că încetarea lucrului în unitățile poștale a adus pierderi companiei de 4,5 milioane de lei în doar câteva ore, dar și că protestul poștașilor a afectat semnificativ activitatea operatorului de servicii poștale. Poșta Română rămâne compania cu cea mai mare cifră de afaceri din acest sector de activitate, dar și cel mai mare angajator din România cu puțin peste 25.000 de angajați.